Germania obligă companiile să aibă cel puțin o femeie în consiliile lor de administrație atunci când acestea sunt formate din trei sau mai mulți membri. Unul trebuie să reprezinte sexul feminin. Nu e de mirare, nemții aveau deja o cotă mare a femeilor în funcții administrative, undeva la 30%. În România, femeile ocupă între 10 și 12% din consiliile de administrație ale companiilor mari, dar, evident, situația se poate schimba. Măsura germană le surâde antreprenorilor, iar specialiștii în educația de business militează pentru egalitatea profesională între femei și bărbați. Ar fi foarte bine în România să avem astfel de reglementări, pentru că măcar în felul ăsta și bărbații să fie puțin zdruncinați și aduși cu picioarele pe pământ. Femeile au un grad de umanitate superior bărbaților, un grad de onestitate superior. Eu cred că e nevoie de campanii de awareness făcute în special de către femei. Acele companii care există femei în consilii de administrație au o performanță financiară mai mare. Companiile trebuie să investească în training, în coaching, în mentoring, astfel încât femeile să poată să ajungă pe astfel de poziții.